Bună ziua și bun venit în studioul nostru, domnule Petre Roman. Bună ziua, cu plăcere. V-am invitat aici să discutăm despre evenimentele de la Târgu Mureș, petrecute cu exact 25 de ani în urmă. Domnule Roman, ce știați dumneavoastră, chiar la acea dată, despre ceea ce se petrecea cu adevărat la Târgu Mureș în stradă? Să ne amintim că eram primul ministru al României. Da, am spus asta la începutul discuției, evident. Prin urmare, desigur că eram informat pe toate canalele și direct. Adică erau oameni care sunau direct să spună ce se întâmpla acolo, ce violențe s-au dezlănțuit acolo. Când s-a produs momentul acela dramatic, când a fost atacat scriitorul Șuteu Andraș, care era... Da, pe 19 martie, la sediul, în fața sediului UDMR. Da, era într-o relație de amicală, foarte amicală, cu Ion Iliescu. Și Ion Iliescu, după câte țin minte, a sunat acolo. Deci aveam informații despre acea... Și erați pregătit? Confruntare. Nu, absolut deloc. Adică după Revoluție, dezlănțuirea aceasta naționalistă a fost pentru noi, pentru mine, foarte surprinzătoare. Nu am înțeles că sentimentele acestea ținute sub obroc, ținute într-o stare de înghețare sub regimul comunist, care nu recunoștea niciun fel de diferențe identitare, decât formal. Nu le recunoștea, le oprima, de fapt. Le oprima, vreau să intrăm în discuția asta. Dar, sigur, perspectiva e mult schimbată astăzi și astăzi mai degrabă cred eu că spunem că recunoașterea diferențelor, recunoașterea identității nu e calea cea mai bună pentru o societate care să funcționeze democratic. Calea cea mai bună e ca drepturile cetățenilor să fie absolut aceleași, indiferent de identitatea națională, de etnie și așa mai departe. Eu vă propun însă să revenim puțin la 1990 normal, și normal la premizele acestor evenimente, pentru că există acum totuși niște consemnări. Avem tot felul de date. Uitați, chiar aici am, mă rog, din jurnalul Memoriile domnului vicepreședinte al CPUN, domnului Chirai Carui, care scrie acolo că v-a avertizat, într-un fel, încă din februarie, când aceste tensiuni au început să escaladeze prin toată Transilvania. A zis că v-a avertizat personal, telefonic, prin scrisori. Sigur că am avut informații, aveam și altele, nu mi-aduc aminte de Ghezo Domocoș, el nu mai e printre noi, care avea o personalitate foarte, foarte puternică și era un om moderat. Chirai Carui a fost un om cu oarecare, să spunem, tendință de personalizare, așa, adică a personalității sale în față. Și și nu l-ați luat în serios? Nu pot spune asta, numai că escaladarea s-a produs foarte... foarte brusc și foarte, foarte ciudat. Iar impresia, și din acest motiv, sentimentul, impresia pe care am avut-o și care s-a confirmat, a fost că a existat o instigare în ambele părți. Exact. A existat o instigare în ambele părți, care a condus la un moment extrem de tensionat și de periculos. Pentru mine, sigur, ca prim-ministru, ca om cu responsabilitatea pe care aveam, momentul cel mai teribil era confruntarea care se aștepta dintre cele două tabere, că nu pot să zic cele două comunități. Cine aștepta și când aștepta? Cred că este momentul în care, după agresiunea care a avut loc la sediul UDMR, din 19 martie, da, exact. După aceea, era după ce, țineți minte, episodul acela cu Mihailă Cofariu, care despre care se spusese, a fost foarte rău
momentul acela, pentru că Mihaela Cufariu purta un pulover verde. Da, știm povestea și... Da, da, povestea nu e așa, nu e chiar așa de trecut cu vederea, pentru că, și am să explic, în momentul când s-a lansat această afirmație care era exact opusă, și anume că, iată, în România comunitatea maghiară este în mare pericol și exemplul cel mai puternic care s-a văzut pe televizoarele din întreaga lume, aș putea spune, era complet fals. Era complet fals și nu era fals, pentru că o zi era înainte... Fals. Totuși era fals. Era fals, adică exemplul pe care l-au dat, exemplul pe care l-au dat, fiindcă imaginile erau groaznice. Nu știu dacă da, probabil că n-aveau încă imagini cu șit. Mă rog. Nu, da, imaginile cu Mihaela Cufariu bătut așa violent. Da, le-am văzut de nenumărate ori. Da. Noi am reacționat atunci, încercând niciodată însă corectura, adică precizarea că nu era vorba de un membru al comunității maghiare, ce era vorba de un membru al comunității... Domnule Roman, aici vorbim probabil despre o eroare a presei internaționale, maghiare. Nu e așa, nu e numai o eroare a presei. Păi. Amintiți-vă că nu merge așa. Era acolo, în timpul ăsta, în mod foarte ciudat, o echipă a televiziunii irlandeze. Da, știm, ei au explicat exact de ce sau... Nu s-a putut niciodată explica de ce stăteau acolo de 10 zile așteptând ce? Așteptând o confruntare. Păi probabil că știau ceea ce știa și dumneavoastră. Problema mea era să evităm această confruntare. Și în fața acestei situații extraordinar de periculoase, în care pur și simplu nu știam ce să facem pentru ca să nu se declanșeze o violență în toată regula între cele două tabere. De ce l-ați ordonat intervenția armatei de pe 19? Am ordonat intervenția armatei în momentul când am știut care este, cât de grea este situația acolo. Și dumneavoastră spuneți așa, foarte simplu, intervenția armatei. Da. Vreau să vă spun că intervenția armatei... Întâi am să vă descriu cum s-au întâmplat lucrurile, pentru că partea anecdotică este foarte importantă. Pur și simplu, în fața acestei situații care risca să se ducă într-o violență bezmetică, așa este, am primit un telefon de la o prietenă de-a noastră care era profesoară de limba arabă la școala de securitate. Ea era profesoară de limba arabă și mi-a spus, uite, un fost coleg de aici, care a fost rezidentul securității la Târgu Mureș, care nu mai este în securitate, e acolo și dorește să vorbească cu tine, adică cu mine. Zic, bine, foarte bine. Nici acum nu știu numele și niciodată nu a căutat să vorbească despre el sau să apară. Și ce v-a spus acest om? El mi-a spus că cunoștea foarte bine zona, cunoștea foarte bine situația, avea prieteni evident și în tabăra maghiară și în tabăra românească, că au stat mult, mult să judece situația. Mi-a spus, zice, sunt obișnuit, numai picioarele sunt de plumb, capul mi-e limpede. Și a spus, domnule prim-ministru, singura soluție este să trimiteți armata, fiindcă vă spun categoric, ambele tabere așteaptă ca cineva să le despartă. Acum, vă întreb și în ce calitate acest domn v-a dat aceste... Nimica, în calitate absolut personală. Pentru că DSS-ul fusese desființat de 3 luni, nu? Evident. În calitate absolut personală, dar cu îngrijorarea pentru ceea ce se întâmpla. Păi exact același lucru vi-l mai ceruseră și din partea UDMR. Nu e adevărat. Asta nu e adevărat. Bine? Asta nu e adevărat. Așa susțin dânsii, da. Nu e adevărat. Asta nu e adevărat. După ce... Eu cred că în rândul acelora care... erau foarte mulți oameni responsabili și care vedeau că situația se poate îndrepta. Existau însă și oameni care gândeau că această confruntare poate să conducă la o soluție. Și anume o soluție care putea să fie extrem de gravă. Sigur că... Să revenim la intervenție. Să revenim la intervenție. Dumneavoastră acum vă e simplu să spuneți intervenția armatei. Dar nu uitați că nu eram decât la 3 luni după Revoluție. Nu eram decât la 3 luni după ce armata intervenise
mai întâi la ordinele lui Ceaușescu. Și era cam cu imaginea pătată. Era cu imaginea destul de complicată. Armata nu mai dorea să fie implicată în chestiuni de ordine, de ordine publică. Nu mai dorea să fie implicată. Nu asta era, nu asta era meseria ei. Deci, păi, altă decizia parte era extrem era de gravă. Și atât. Poliția nu avea niciun fel de capacitate de a face față. Evident, asta s-a văzut. Nu reușisem încă să... Încă, după aceea, am creat trupele de jandarmi, dar ele încă nu funcționau. Nu. Da, dar pe de altă parte, când i-am propus domnului Iliescu acest lucru, adică eu, numai că i-am propus, i-am spus că asta e singura noastră soluție, el a spus, dom'le, dar tu nu te gândești? Și dacă se întâmplă să se declanșeze o violență exact când este armata română acolo, îți dai seama ce poate fi asta, devine un conflict internațional și România e pusă la zid. Zic, da, știu. Dar și dacă violența se declanșează, se va spune despre România că este o țară neguvernabilă și o să ne trezim cu un fel de mandat de protectorat. Adică, practic, cu o situație... M-am temut că dacă imaginile acestea, repet, imaginea cu Mihaela Cufariu fusese pusă pe seama comunității române, deci dacă urma o dezlănțuire de violență în masă, era posibil să avem un scenariu bosniac aveam la letră. Da. Asta era înainte de Bosnia, era înainte de Iugoslavia. De asta spun, aveam la letră. Chiar am să vă întreb dacă cineva... Să termin totuși cu povestea asta. În cele din urmă, și domnul Iliescu a acceptat și am reușit să punem în mișcare forțe militare și, într-adevăr, omul acela a avut dreptate. Adică cele două tabere așteptau să fie despărțite. Da. În aceeași zi, adică pe 20 martie, guvernul a dat publicității o declarație referitoare la evenimente în care, mă rog, declanșarea acestora s-a pus cumva pe seama solicitărilor exagerate ale comunității maghiare. Mai susțineți această idee? Uitați, eu cred că eram și acum gândesc la fel, că eram într-o perioadă în care reconstrucția societății românești în direcția democrației cerea în mod categoric ca să fim împreună, să conviețuim, să mergem înainte cu aceleași idealuri. Și așa părea să fie, nu? După ce avusese loc răsturnarea regimului de dictatură. Ori, ceea ce s-a întâmplat și, repet, ne-a luat prin surprindere, a fost această dezlănțuire de sentimente pe care le putem numi în mod categoric naționaliste și care s-au alimentat unele pe altele. Adică, știți cum, prin interacțiune, să spunem, sinergetică. Adică s-au alimentat fiecare una cu alta. Cred că da, având în vedere ceea ce se întâmpla atunci în societate, având în vedere că noi preluasem o situație economică catastrofală, pot să vă dau câteva elemente pe tema asta, mă rog, nu e acum poate momentul. Având în vedere că încercam să menținem funcționarea societății românești într-un moment în care toată lumea credea că libertatea înseamnă că fiecare face ce vrea. Asta a durat mai mult, mă rog, în paranteză. Nu, asta a fost o problemă până când am, cât de cât am reușit să stabilizăm lucrurile. De aceea, eu care aveam răspunderea pentru tot ce se întâmpla în economia românească și, de fapt, și în partea socială, fiindcă ceilalți ziceau, noi ne ocupăm de politică. Bine, am văzut cât de bine se ocupau de politică. Pentru mine, ideea de a lucra împreună era esențială. Nu cred că poate fi pusă la îndoială acest sentiment al meu și această voință mea, având în vedere că după alegerile din 1996 am fost acela care am propus ca reprezentanții UDMR nu doar să fie în majoritate, ci chiar să participe la guvernare
ca singura metodă de a încheia, da, de a pune punct acestei probleme, pentru că atâta vreme cât reprezentanții UDMR se ocupau numai și numai de problemele comunității maghiare, se creau probleme. Când au căpătat responsabilități pentru întreaga națiune, pentru tot statul românesc, dintr-o dată lucrurile au căpătat, chiar au devenit un fel de, cum s-a numit de altfel pe bunătate, un model exemplar de conviețuire. Da, e o teorie interesantă. Nu e o teorie, e o realitate. Bine, dar să revenim acum puțin la evenimentele la Târgu Mureș. Da, aveți dumneavoastră o declarație care e de după, adică la 5, 6, 7 ani după evenimente, în care spuneați că aveați cunoștință că se pune la cale destrămarea României. Deci spuneți și nouă, nu, cine a pus... Exact, sunt cuvintele pe care le-ați folosit, da, într-o emisiune televizată. Am spus și adineaurea. S-a pus la cale. Spus... Cine a pus la cale? Eu cred că a existat în mod cert, a existat undeva în cercurile revizioniste, mai ales din Statele Unite, de acolo aveam informație. De acolo aveam informație, nu doar speculații. De unde aveați informații din moment ce DSS-ul nu funcționa? Funcționau alte instituții ale statului, credeți-mă. Cât de cât funcționau. Și ele au fost confirmate, cum spuneți dumneavoastră, declarația a fost un pic mai târziu, n-a fost atunci pe loc. Atunci a fost doar sentimentul, cum l-am spus de altfel, cum l-am și precizat. Și astăzi, cred că, așa cum am spus mai devreme, a existat un scenariu de acest tip. O țară neguvernabilă, o comunitate pusă în mare, mare pericol. Un scenariu al cui? Vă referiți probabil la domnul Tom Lantos, dar să fim serioși, nu credeți? Vai de mine, nici de cum. Tom Lantos era un prieten al României. Ok, atunci nici la ce cercuri? Ghidate de cine? Cu ce interese s-a cercetat interesul lucru vreodată? Interesul ăsta era clar. Interesul era... Care? Clar, interesul era ca situația, ca, mă rog, statalitatea românească, așa cum era ea gândită, să fie pusă la îndoială. Asta era ideea. Am avut un exemplu foarte clar în destrămarea Iugoslaviei. Da, dar este un exemplu ulterior, nu cred că ați, n-are importanță. Ați putut prevedea așa ceva nu în 90. Nu puteam să prevăd în 1990 și nici nu aveam cum să gândesc așa, dar... Această reflexie a existat ulterior. Și astăzi cred că a existat acest interes, ceea ce nu reprezintă, să spunem, o surpriză. Știm foarte bine că există... Și numai credeți zic astăzi, că aceste cercuri au instrumentat cumva ceea ce s-a întâmplat până la urmă? Au și instigat, categoric. Au instigat. Păi da, instigația a fost de ambele părți, asta așa este, foarte bine. Am spus și eu. Și a mai fost un moment destul de interesant care a urmat evenimentelor. După aceea au început cercetări, condamnări, toate de drept penal, pentru distrugere, omucidere, vătămare corporală și așa mai departe. Sigur că da. Pe de altă parte, există acum mărturii și declarații numeroase, în care chiar oamenii, mă rog, români de data asta, dar nu care aveau vreo importanță, din Valea Gurghiului, care declară că da, ei au fost, fuseseră avertizați de preoți, de polițiști, de funcționari publici cu zile înainte că o să urmeze să plece cu autobuzele la Târgu Mureș. Aceste cazuri încă nu au fost cercetate. Oare cum se face? Deci, aceste lucruri pe care și în armat, sunt, certe, sunt certe. Sunt certe. De aceea am spus că instigarea a fost de o parte și de alta. De ce nu s-a cercetat până la capăt? De ce n-am aflat? Eu știu că ele s-au cercetat, cel puțin așa a fost, mă rog, nu pot să zic ordinul, dar în orice caz a fost ceea ce am cerut noi foarte categoric. Aici, dacă ați citi comunicatul guvernului după încheierea, acolo se spune foarte clar că vinovații pentru aceste violențe trebuie să fie deferiți justiție, găsiți și deferiți justiție. Au și fost unii, mai ales maghiari, pentru că e clar că trebuia să intrăm pe o cale a normalității. Nu cred că ceea ce s-a întâmplat la Târgu Mureș reprezintă normalitate în niciun caz. Păi nu. Este foarte, foarte adevărat că poate că justiția nu funcționa atunci tocmai bine. Nu era o justiție transformată, era aceeași.
în esență, ca resursă umană, ca oameni care erau acolo. Sigur că ei trebuiau să gândească cu totul altfel, având în vedere că aveau deja libertatea. Pentru mine, ca prim-ministru, ceea ce am căutat să spun este că noi vrem să se facă lumină. Noi vrem să știm cine sunt vinovați. Și mai vrem, și pare și acum, credeți că ar fi oportună o redeschidere a dosarului? Nu, eu cred că oportun e următorul lucru. Ca cei care sunt victimele sau familiile victimelor să se adreseze justiției, pentru că oricând se face dreptate, e bine făcută. Ultima întrebare, domnule Roman. Vă rog. Vă simțiți într-un fel responsabil sau măcar aveți niște regrete legate de modul în care ați acționat în acele zile? Nu, sau după? Din potrivă. A fost momentul de cea mai mare tensiune, cea mai grea decizie din viața mea, nu doar viața mea politică, din viața mea. A fost momentul de cea mai teribilă tensiune prin care am trecut, știind că la Târgu Mureș putea să declanșeze o baie de sânge și noi să fim, noi care conduceam România, să fim incapabili să o oprim. Dar am oprit-o, v-am povestit cum, și de aceea, iar mai mult decât atât, ulterior, am început să colaborez îndeaproape cu reprezentanții UDMR și să vă dau un exemplu important, și anume după ce guvernul roman a fost înlăturat printr-o altă lovitură de forță sau lovitură de stat, cum zic unii, colaborarea a devenit foarte importantă, tocmai în sensul despre care vorbeam, și anume acela de a face ceva împreună pentru toată România. Și cu ajutorul de UDMR și sigur și cu celelalte forțe politice, cum era CDR-ul, noi am fost aceia care am trimis o scrisoare Congresului American pentru a obține clauza națiunii cele mai favorizate. Da, și datorită acestei scrisori, pe care am scris-o împreună și în care am vorbit și despre relația și despre situația minorității maghiare, Congresul American a votat. Da. Eu vă mulțumesc că ați fost aici prezent și ne-ați dat aceste lămuriri. Vă mulțumesc. Cu plăcere.